Hristos a înviat. Vreau și eu în această seară să vin pentru toți prietenii cu cuvintele acestea, Hristos a înviat, cu un verset și o poezie. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat de morți, vei fi mântuit. Romani 10:9. Spun bătrânii că pe vremuri, în ce țară nu mai știu, ar fi viețuit pe vremuri un creștin giuvaergiu, care în orice întâmplare, și la bine și la greu, el zicea întotdeauna, mare este Dumnezeu. Peste țara aceea însă, crud cu sufletul hain, împărat din întâmplare era tocmai un păgân, care auzind creștinul, Domnului că aduce slavă, începu să-i poarte în suflet ură crâncenă grozavă. Într-o zi chemă la sine și cu gândul de mișel, din împărătescui deget scoase un frumos inel și aruncându-i cu îngânfare, îi dădu pe loc porunci, să-l iei, să-l curiți și în 3 zile să-l aduci. Am să-l curăți, împărate, zise iute omul meu, fără a uita să zică, mare este Dumnezeu. Sub motiv că vrea să-l pună în cutia sa inelul, împăratul s-a dus iute într-o cameră, mișelul, și scoțându-i piatra scumpă ce sclipea orbit în zare, a deschis apoi fereastra și pe loc zvârlit-o în mare. I-a fost dat apoi cutia cu inelul de preț greu și și-a spus, o să se vadă care și cât de mare-i Dumnezeu. Omul a luat cutia și ajungând la el acasă, a lăsat cutia închisă și s-a așezat la masă. Apoi și-a văzut de treabă, cum știa să-și vadă el, fără să se mai gândească la minunea de inel. Dar a treia zi, luându-l din cutie ca să-l șteargă, văzând piatra că lipsește, îl cuprinse jalea mare. Plânse mult, pe urmă zise, mare este Dumnezeu, dar când o afla împăratul, nu știu ce mai face eu. Tocmai în clipa aceea însă, veni nevasta lui bătrână, cu o piatră lucitoare în îmbătrânita-i mână. Ia te uite, zise dânsa, tăind peștele pe vatră, ca să-ți fac la prânz o ciorbă, am găsit această piatră. Ah, a suspinat bătrânul, nu degeaba tot spun eu, la tot pasul și în tot locul, mare este Dumnezeu. Piatra ce-ai găsit-o în pește este cu adevărat a inelului pe care l-am luat de la împărat. Apoi, curățând inelul, puse-n piatră în locul ei și se duse la împăratul, găsuindu-i cu temei. Împărate, aduc inelul, ruginise tare greu, dar l-am curățit oglindă, mare este Dumnezeu. Cum putuși găsi tu piatra, împăratul strigă tare, când a fost de mine scoasă și pe loc zvârlită în mare? Povesti giuvaergiul tot ce el avea de spus. Zise iar smerita-i vorbă,
ridicând privirea în sus. Mare este Dumnezeu, slavă Lui în veci, amin. Și auzind așa păgânul, se făcu pe loc creștin. Vreau să vă spun că adevărat Iisus Hristos a înviat, dar lumea tot mai zace încă în păcat. Mergând la mormânt ca mărturie, rămân tot mai lipsiți de bucurie. Crezând că locul va-i sfinți, eliberare și iertare vor simți, iar iată cu banii pierduți, necredința crește ca și munții.